În dimineața asta am avut un timp extraordinar și eu cred în puterea lui Dumnezeu, dragii mei. Eu nu cred într-un serviciu sau o slujbă de biserică fără Dumnezeu. Acela e doar un, un fel de club. Dar când vii și chem numele Domnului Dumnezeu, invizibil, pe care nu-l vedem, el începe să se manifeste în mijlocul nostru, fie printr-o pace adâncă, fie printr-o convingere de păcat, fie printr-o eliberare la nivel de minte, adevărul te face liber. Fie deodată te simți că îți ridică o povară, altădată stai lângă cineva și începi să simți povara lui și nu știi ce te-a lovit și trebuie să începi să te rogi pentru el să mijlocești. Nu înseamnă că e povara ta, dar dacă Dumnezeu te-a făcut să o simți, trebuie să te rogi pentru ea. De asta noi avem un Dumnezeu viu și adevărat care se mișcă printre noi. Duhul Sfânt e puternic. Eu am venit la biserică, aveam 16 ani jumătate, eram dependent, alcool, eram un tânăr dezorientat, tânăr cu probleme de violență, aveam nevoie de adrenalină și când am intrat într-o bisericuță cu 10-15 persoane, am simțit că oamenii ăștia sunt de pe altă planetă. Nu știam ce se întâmplă, dar când au început să cânte și n-aveau decât o chitară și o tamburină, fata cu tamburina dădea mai tare ca băiatul cu chitară, dar nu contează, când au început să cânte am simțit ceva că se mișcă în sală. Prima mea impresie a fost mă, ăștia să nu mă bată pe aici, să nu pot să zic ceva, trebuie să, mă, să fiu pe fază. Pentru că trăiam într-o lume a violenței, tot timpul eram pe fază. Dar știi ce? Eram mâna lui Dumnezeu care să mișca. Și am simțit tot felul de stări, am simțit o căldură, am simțit un tremur, am simțit un curent care a trecut prin mine când s-au rugat oamenii ăștia pentru mine, am simțit o cercetare, am simțit, Doamne, sunt un om rău și păcătos ca și Petru, lasă-mă, du de la mine și am auzit vocea Tatălui Ceresc, vino acasă. Pe toți ne cheamă Dumnezeu. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi este o chemare la separare. Și în dimineața asta și după masa asta să știți că Domnul mi-a dat un cuvânt care este sandwich. Adică, este în două părți. Trebuie neapărat să veniți și după masă. Dimineața o să vorbesc despre piedici în calea chemării lui Dumnezeu, după masă o să vorbesc despre piedici în calea vindecării. Sunt foarte multe. Poate ți-ai făcut rugăciunile, poate ai strigat cât ai putut de tare și totuși nu te vinde, și totuși n-ai izbândă la lucru, și totuși n-ai vino să vezi despre ce e vorba. Sunt anumite lucruri care țin de Dumnezeu, dar sunt și lucruri care țin de noi. Și cum spuneam, Dumnezeu nu vrea fără noi și noi nu putem fără El. Dar ce am învățat de la El, că El niciodată nu face partea lui Sanei Tranc. Tu trebuie să-ți faci partea înaintea Lui. Amen. Slăviți să fie Domnul! În dimineața asta aș vrea să vorbesc despre unul din cele mai importante personaje biblice, pe nume Avram. Aș vrea să învățăm câteva lecții din viața lui Avram, de cele mai multe ori este ele portretizat într-o notă pozitivă și așa și este. Avram este tatăl tuturor celor credincioși, tatăl credincioșilor sau omul credinței. Și de câte ori citeam povestea lui Avram, sincer mă descurajam și ziceam, Doamne, Oare eu să am credința ca omul ăsta așa de mare? Să las o țară, să las părinții, să las casa, să las totul și să mă mut vreo 2-3 de kilometri doar pe baza unui cuvânt venit din cer. Du-te, te chem din casa tatălui tău, a seminției tale, locul nașterii tale și vin într-o țară pe care ți-o voi arăta. Doamne, ce credință! Păi mie îmi trebuie întâi să-mi arate Dumnezeu și după aia mă duc. Nu sunteți și voi la fel? Doamne, arată-mi, dă măcar un detaliu, dă măcar un indiciu. Iată că omul ăsta a fost gata să se miște bazat pe un cuvânt și să meargă într-o țară pe care Dumnezeu a zis să o voi arăta. Tu du-te, ia-o la drum, cât să arăt eu când, cum să faci stânga, cum să faci dreapta. Avram, evreul, cum îi spune Scriptura, posibil vine de la cuvântul ivri, care înseamnă omul de dincolo de râu, cum îl descrie Talmudul, sau omul credinței, sau al tuturor credincioșilor, cum îl descrie Biblia. Omul care a lăsat totul și l-a urmat pe Dumnezeu. Geneza 15 cu 6 ne spune că principiul relației cu Dumnezeu este credința. Dumnezeu nu mișcă nimic ca până noi nu credem. Putem să plângem. Eu am plâns mult, m-am zis că e mult înaintea Domnului. Până n-am crezut, n-am văzut mâna Domnului la lucru. Pentru că Biblia spune, cine crede, va vedea slava lui Dumnezeu. E bine să plângi, e bine să-ți aduci emoțiile, sentimentele, să le vergi înaintea Domnului, dar până nu treci la acțiune, credința înseamnă să mergi. Credința are picioare, credința se mișcă și merge încotro, merge undeva. Îmi place că povestea lui se întinde pe, de la capitolele 11 la 24 și ăsta e omul care pune bazele credinței în Iahve și a poporului Israel. Gândește-te, avea o vârstă înaintată, Sara, soția lui, spune Scriptura, ai trecut să vremea făcutului de copii, să spunem așa, și totuși în cartea evrei spune că ea s-a întărit în Domnul și el la 100 și ea la 70 și ceva de ani au născut un fiu pe nume Isaac. Îmi place povestea lui Avram pentru că mă provoacă la o credință dincolo de limite. Și cred că de multe ori noi ca biserică ne învățăm cu limitele. Venim, ne punem în fiecare duminică dimineața în scaun și zicem, bă, cam atâta e, cam știu ce e, vine programul, vine fratele Vali, dă un îndemn, vine fratele Florin dă un îndemn, apă vine sanii, ne și el ne curentează, aia plecăm acasă, lăvi să fie Domnul, vine după masă, dar ascultă-mă, vină cu așteptări. Dacă tu nu vii cu așteptări în acest Dumnezeu nelimitat, eu n-am ce să fac pentru tine. Florin spunea, veniți cu așteptări. Vali spunea, veniți cu așteptări. De ce? Pentru că chiar acum cum tu stai pe scaun, Duhul Dumnezeului cel viu se mișcă printre noi. Și să știi că El nu e limitat de problemele tale. Dumnezeu nu vede probleme, El vede oportunități. Dumnezeu poate să te atingă acolo unde ești. De asta încearcă să îndepărtezi -mi din mintea ta limita aia care deja ai pus să Știu cum e programul. Pentru că noi nu venim la un program, venim la o slujbă, la o întâlnire cu cel prea înalt. Și când vii la o întâlnire cu cel prea înalt, orice este posibil. Poți veni bolnav și poți pleca vindecat. Poți veni supărat și poți pleca fericit. Poți veni supărat și poți pleca și mai supărat. Dacă nu ți se face pe plaxie dar Dumnezeu te poate atinge. În dimineața asta, cum spuneam, Avram pentru mine este un model și cred că este pentru toată biserica și de aceea în cartea evrei se începe cu el și peste tot în Biblie îi se spune tatăl tuturor celor că din de ce? Pentru că a avut tăria să-L urmeze pe Dumnezeu în necunoscut. Și eu mă întreb, oare tu ai această tărie, ai această credință? Vrei? Măcar îți dorești să zici, Doamne, uite, am o vârstă. Spunea cineva, săptămânile trecute mai am puțin și ies la pensie. O doamnă, o soră, zice, nu știu ce o fi cu mine. Zic, dar cum adică nu știi ce o fi cu tine? Dumnezeu nu se oprește la faptul că ești la pensie, e un lucru minunat, slăvit să fie Domnul, că zice Solomon că e o bucurie și o binecuvântare să te bucuri în mijlocul binecuvântărilor. Că unii au binecuvântări și lucruri, dar da, și finanțe și o situație, dar nu se pot bucura. E o bucurie și o binecuvântare. Dar tu nu ai terminat aici. Faptul că ai ieșit din jobul tău, la pensie nu înseamnă că ai ieșit și din chemarea ta la pensie. Din chemare nu se iese la pensie. Amin? Slăviți să fie Domnul. Și cum spuneam, pentru că Avram este un exemplu și un model pentru mine al, credinței, mai ales prin jetva care a făcut-o cu fiul său Isaac și că îi spune Dumnezeu, acum știu că te tem de mine pentru că ai jerfit și ai fost gata să jerfești ce ai avut tu mai scump pe lume. Totuși aș vrea să ne uităm și la câteva devieri de la planul original pe care Avram le-a avut, câteva lucruri mici și de ce vreau să studiem asta? Pentru că vreau să vă spun că în ciuda greșelilor noastre, Dumnezeu tot ne iubește și totuși duce planul la îndeplinire dacă noi îi cerem lucrul ăsta. Amin? Primul lucru care l-a făcut Avram și primul principiu care vreau să-l subliniez în dimineața asta este nu te opri la jumătatea drumului. Biblia spune despre Avram în Geneza capitolul 12, Domnul zisese lui Avram, vedeți că la timpul trecut, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Și m-am tot gândit, Doamne, totuși, El te-a ascultat, uite, a ieșit Zice Biblia Avram a plecat în versetul 4, cum îi spusese Domnul. Dar mai este un aspect pe care în, în Cartea Geneza nu ne este descoperit, dar ne-l descoperă Ștefan în Cartea Fapte. Și spune Scriptura acolo, în Cartea Fapte 7, de la 2 la 4, fraților și părinților, ascultați, Dumnezeul Slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, adică în Ur. Da? Înainte ca să se așeze în Haran și a ieșit și a zis, ieși din țara ta, din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. Vedeți că cu toate că Dumnezeu îl chemase pe Avram să meargă până la capăt, du-te în țara pe care ți-o voi arăta, Avram a făcut o oprire împreună cu tatăl lui. Haranul era o cetate înfloritoare, o cetate din punct de vedere economic top, cum ar fi să spunem Oradea de astăzi. Baoleu, zic eu mai mult amin ca voi, orădenilor. Da? Dar cetatea asta avea o problemă, pentru că Biblia ne, de, ne descrie că tatăl lui Avram Terah era făcător de idoli. Vedeți că Dumnezeu l-a chemat pe omul ăsta, pe Avram, dintr-o familie idolatră, dintr-o țară idolatră. Dumnezeu urăște idolii, dar iubește păcătoșii. Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătoșii și face această chemare și probabil sau datorită tatălui său, respectului față de tată, Avram n-a mers până la capăt. Destinația nu era Haranul, destinația era Cana Anul. Și stau să mă întreb, de câte ori pe tine Dumnezeu te-a chemat în vindecare sau în eliberare și ai mers decât jumătate de drum? Ai venit, ai făcut o rugăciune, apoi te-ai descurajat că nu ai ieșit cum ai vrut te-ai dus și trei luni ai lipsit de la biserică. Și când să crește iar presiunea pe tine financiară sau de boală sau de îngrijorare sau de teroare sau de știu eu ce, vii iar la biserică, rugați-vă fraților că nu mai pot. Și iar o luăm de la început. Avram ar fi putut să meargă până la capăt, însă datorită circumstanțelor s-a așezat în haram și am mai pierdut câțiva ani ne urmând chemarea lui Dumnezeu. Întotdeauna chemarea lui Dumnezeu este la separare. De ce credeți că i-a făcut Dumnezeu chemarea lui Avram tocmai din Mesopotamia, din Caldea, de acolo, din lagărul idolatriei? Pentru că Dumnezeu vrea să fim un popor de oameni sfinți. Să fii sfânt nu înseamnă să fii perfect. Să fii sfânt înseamnă să te separ, să ieși. De-aia spune Scriptura, ieșiți din mijlocul vostru în Corinteni, ieșiți din mijlocul lor, îmi cer scuze, ieșiți, nu vă atingeți de ce este necurat și atunci eu vă voi fi tată și voi veți fi fi. Iată că Dumnezeu își dorește să ne facă această chemare la Sfințenie. De asta i-a făcut chemarea lui Avram să plece din ținutul ăsta al idolatrilor și să vină în Canaan pentru că a vrut să înceapă o națiune nouă, un popor nou cu acest om pe nume Avraam. Incredibil. Îmi place așa de, de mult povestea asta și totuși el s-a oprit la jumătate. Vreau să te provoc în dimineața asta să nu lași pe nimeni din familia ta. Să nu lași pe nimeni din prietenii tăi. Să nu lași pe nimeni de la jobul tău să te facă să te oprești la jumătate din chemarea lui Dumnezeu. Vreau să te provoc în dimineața asta să mergi până la capăt pe mâna Domnului. Mi-aduc aminte că atunci când au ieșit, a venit Moise să se bată cu Faraon, da? Au avut ei conflictul ăla de interese pentru că îl reprezenta pe Dumnezeu acolo. Faraon zice, bine, duceți-vă, dar lăsați-vă copiii aici. Lăsați-vă aici vitele, lăsați-vă aici toate calabalucurile, duceți-vă doar voi bărbați în și închinați-vă Domnului. Și Moise a zis, nu, eu n-am venit aici să fac lucrurile pe jumătate. Noi vom pleca toți. Vom lua și femeile, și copiii, și vitele, și toate lucrurile noastre. Și vom merge trei zile de aici și ne vom închina Domnului. Vom împlini cuvântul Domnului pe deplin, nu până la jumătate. Vedeți, cu toate că Avram a fost omul credinței, a avut o mică deviere acolo. Totuși Dumnezeu în bunătatea lui nu l-a abandonat. Și tu, dacă ai avut o mică deviere și te-ai așteptat, ai, ai zis, lasă, eu am vrut să mă duc la facultatea de dar... Ăștia mi-au zis să stau aici, S am vrut să mă duc la biserică să mă botez, dar tată, mi zis, nu-i timpul. Am vrut să mă duc să mă pocăiesc, dar mi-a zis sora mea că nu-s gata. Am vrut să mă duc să-mi predau viața Domnului, dar mi-a zis vecinii, tu mă, tu prăpăditul prăpădiților, tot blocul știe că ești jale, mă, ești, ești jegosul jegoșilor, ești cel mai distrus, ești cel mai mizerabil. Ce cauți tu la biserică, mă, te duci acolo între oamenii ai îmbrăcați bine. Ce să faci acolo? Nu lăsa pe oameni să te oprească. Mi-aduc aminte că tatăl meu mi-a făcut o propunere când m-am pocăit și a zis, fii atent, nu poți fi cu Dumnezeu și cu mine. Ori Dumnezeu, ori mine. Dacă rămâi cu mine, îți voi da parte din pământ, parte din casă, îți voi da, te voi înscrie la moștenitor lângă frații tăi. Dacă îl alegi pe Dumnezeu, la ora 5 și un sfert de trenul spre București, ușa e deschisă. Diavolul întotdeauna o să încerce să ne facă să mergem până la jumătate, să nu ajungem în planul perfect al lui Dumnezeu. Dar noi nu trebuie să lăsăm. Amin? Să fim astăzi oameni care spunem, Doamne, cum am cântat în întregul la mamă, am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da cu prețul pierderii familiei mele, l-am urmat pe Hristos. La 5 și un sfert am luat trenul spre București și au fost mulți ani până m-am revăzut cu tatăl meu. Dar știți ce? Minunea minunilor. Că tatăl meu n-a vrut să dea o bucată de pământ și din ele a vândut. Dar el s-a dus și ne-a lăsat în testament pe toți trei, chiar și pe mine. Când îl alegi pe Dumnezeu, toate celelalte îți vin pe deasupra. Vreau să te provoc în dimineața asta să nu te oprești la jumătatea drumului. Al doilea principiu, al do -a, a doua ezitare sau deraere a lui Avram, să, să spun așa, deviere de la planul original. Avram a luat cu el pe lot. Dumnezeu nu i-a spus niciodată să-l ia pe lot, care noi știm că lot este omul oportunităților, omul firesc, e firescul din ecuație. Avram era omul credinței, lot era omul care vedea cu ochii, dar el, el se orienta după, ia să văd ce oportunități sunt. Și la un moment dat spune Scriptura că între în Geneza 12 cu 5, Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ce între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem frați. Și mai departe spune, uite, este mare lumea asta. Dacă tu o iei la stânga, eu o iau la dreapta. Dacă tu îi Lot la dreapta, eu, Avram, o iau la stânga. Alegeți tu primul. Și Biblia spune că Lot s-a uitat cu ochii lui carnal și firești la oportunitățile pământului și zice că a văzut câmpiile bine iudate ale Sodomei și gomorei și a zis, acolo mă duc. Avram a făcut stânga împrejur și a zis, ok, ia tu câmpiile astea bine udate, ia câmpile astea fertile, ia tu oportunitățile astea care te izbesc cu ochii, dar ăsta e omul firesc, eu mă duc în pustiu. Și Biblia spune că Avram s-a dus în pustiu. Dar știi ce? Chiar dacă te duci în pustiu, dacă Dumnezeu este cu tine, pustiu devine un loc plin de viață. Aici e o altă lecție mare, pentru că Lot a fost tot timpul ca un spin în coasta lui Avram. Și lecția este, ai grijă pe cine ei cu tine. Ai grijă ce asocieri faci. Pentru că cu cine te asociezi, te contaminezi. Aveți grijă tinerilor, aveți grijă bătrânilor, aveți grijă voi, familii tineri, ai grijă sanii, cu cine te asociezi? De multe ori am luat oameni și am cărat după mine și mai târziu... Și Domnul spusese, nu, dar eu n-am ascultat pentru că am vrut să-L demonstrez că sunt mai bun decât Dumnezeu. Ai grijă ce mentalitate car cu tine. Pentru că lot este mentalitatea omului firesc. Să știi că se întâmplă o minune aici în Scriptură. Biblia spune că doar după despărțirea lui Avram de lot, Dumnezeu i-a vorbit promisiunile lui Avram. Dumnezeu a așteptat, dacă tu vrei să-l calpă, să-l cal pe Lot după tine, pe omul firesc, în cine vrei să mergi să activezi? În omul duhovnicesc sau în omul firesc? Pentru că fiecare dintre noi are un lot în viața lui. Fiecare dintre noi are o mentalitate firească, pământească. Fiecare are, are ceva care ne trage înapoi. Și aici lecția este, nu-l mai căra după tine. Renunță la acest lot, la acest tipar din viața ta, la această mentalitate. Spre exemplu, în familia noastră, și vă dau un exemplu concret, era o, așa un tipar, nu știu, oamenii se inervau repede. Nu prea comunicau cu multe cuvinte, mai mult fizic. Adică mi-aduc aminte că tata comunica cu mine mai mult fizic. El comunica cu mine și eu cu podeaua. Nu era o comunicare, era un tipar. Și atunci când am crescut mare, mi-am dat seama că am devenit da, exact ca tatăl meu. Pentru că noi împrumutăm tiparele, noi creștem în tiparele alea, noi împrumutăm lucrurile firești din familia noastră. Nu ți s-a spus niciodată, bă, stai exact ca taică tu. Să-i piciorul exact ca taică tu. Faci din mână exact ca ta, mama ta. Sau pe aici stai, că aici e altă vorbă, asta seamănă pe mama sa. La voi nu se zice cu, se zice pe. Aș vrea să-ți faci în dimineața asta o evaluare. Oare îl tragi și tu pe lot după tine? Pentru că până nu-i dai drumul la lot. Lot, ambiții egoiste. Lot, pofte firești. Lot, decizii incorrecte care nu sunt biblice. Lot, omul firesc, omul oportunităților. Îl ai pe lot, aici la biserică, îl scos pe Avram, te rogi, o, Doamne, te binecuvântez, cum ai ieșit afară, hai să vedem ce putem face. Dragii mei, Domnul i-a dat lui Avram promisiune doar după ce a scăpat de firescul din viața lui. Cred că în dimineața asta Dumnezeu ne cheamă pe toți să ducem firea noastră frumușel, să o luăm de urechi și să o ducem la crucea Domnului Iisus. Pentru că firea ne încurcă. Nu vorbesc de... de să, să specific, Doamna, firea de la București. Firea pământească ne încurcă. Este, spunea cineva odată, Dil Moody, poate ați auzit de el, zicea, cea mai mare problemă a lui Dil Moody este Dil Moody. Oamenii zic că diavolul e cel mai mare vrăjmaș al meu, și eu sunt mai mare vrăjmaș al meu pentru, decât e diavolul, pentru că eu îmi fac de multe ori prin deciziile mele mai mult rău decât diavolul. Cine te-a învățat, de exemplu, pe tine când nu-ți merge ceva bine să faci pe supăratul? Ai luat castravetele murat și vii la biserică. Unde ai învățat asta? Când Biblia spune, lăudați pe Domnul, bucurați-vă întotdeauna. Cântați Domnului cu inimă bună. Dragii mei, hai să lăsăm urăturile, să le mâncăm doar acasă. Murăturile sunt bune pentru intestine, pentru colon. Dar ai grijă cu lucrurile firești pentru că te contaminează, te otrăvesc. Asocierile nepotrivite întotdeauna te vor duce în jos. Avram a avut o deraiere, nu a mers până la capăt, ci până la jumătate. A doua deraiere de la plan original a fost că l-a luat pe lot după el. Dar a treia deviere periculoasă. În viața lui Avram a ascultat sfatul soției și atunci când nu mai venea copilul promisiunii, soția lui a venit cu un sfat și a zis, auzi, lasă promisiunea lui Dumnezeu. Ia-o pe roaba mea, Agar, și fă un copil și va fi ca și copilul nostru. Pentru că în vremurile acelea, când un copil se năștea pe brațele cuiva, dar chiar dacă era născut de Agar, dar era născut pe brațele sarei, devenea copilul ei prin adopție. Ai grijă la cine asculți și ai grijă ce naști. De multe ori am spus cuvinte care au născut lucruri în viața unui om care după aceea mi-a fost foarte greu să repar. Ți s-a întâmplat și ție la fel? Ai spus un cuvânt partenerului de viață, soției, soțului, bunicului, mamei. Spunea cineva, băi, am zis un cuvânt lui tata când am plecat din țară, zice, mă mustră conștiința, nu știu cum să repar, zice, îmi pare atât de rău că i-am zis că nu-l iubesc, îmi pare atât de rău că i-am zis că e un tată rău, când el a fost un tată bun, ce să fac? Ai născut ceva acolo între tine și tatăl tău care nu-i sănătos. Dumnezeu vrea să repari. Avram a născut pe Isma el. Oameni buni, dacă ăsta nu e cel mai elocvent exemplu al deciziilor greșite, nu avem despre ce mai vorbi astăzi. Uitați-vă la urmașii lui Ismael. Câte probleme sunt în lumea asta, are implicații mondiale decizia lui Avram, greșeala lui. Spune Scriptura despre Ismael, el va fi ca un catâr Va fi împotriva tuturor și toate popoarele împotriva Lui și va fi ca un spin în coasta lui Avram, în coasta poporului Sfânt. Este așa sau nu este? Sunt arabii un spin în coasta sau nu? Nu avem nimic cu ei, vrem ca și ei să fie mântuiți. Eu vă spun sincer, am întâlnit arab care Dumnezeu a făcut ca să se întoarcă la Hristos, dar credeți-mă, sunt oameni faini până încep de vorba de religie. Acolo să schimbă lucrurile. Mă rog ca Dumnezeu să mântuiască pe mulți din ei am văzut cum Dumnezeu le vorbește și lor. Și în ultima vreme Dumnezeu se arată în vise la mulți din popoarele arabe. Iisus Hristos li se arată în vise să prezintă că adevăratul Dumnezeu și este se întorc în număr mare. Ați auzit asta? Domne, lucrează tu mai mult. Dar Biblia spune aici că ești chemat să naști pe Isaac, pentru că Isaac este fiul promisiunii, pe când Ismael a fost fiul eforturilor personale. Și aș vrea să trec dincolo de religie și de rase. Aș vrea să trecem la eforturile personale. De câte ori naști ceva prin eforturi personale, tu naști un Ismael în viața ta. Dumnezeu îți zice, iartă, tu zici, parcă l-aș ierta, dar parcă nu l-aș ierta. Acum lasă că îl ierti o dată viitoare. Și ai născut încă o problemă pe lângă problema care ai avut-o. Dumnezeu zice, iubește, tu zici, da, eu știu că trebuie să cinstesc părinții, dar parcă nu l înghit încă pe tata, lasă să mai treacă o vreme, să mă vindec. Și ai născut iarăși distanță între tine și familia ta. Dumnezeu zice, cere iertare și tu vii și zici scuze. Nu, no, nu n-am vrut să fac. Dar ai nu-i de iertare. să ceri iertare este să te pocăiești, înseamnă să-ți mărturisești păcatul și să te lași de el. Corect? Dragul meu, de câte ori ai născut Ismael în viața ta? Dumnezeu ți-a dat un cuvânt de vindecare și tu imediat ai dus. Îmi spunea cineva, mă, am fost la o biserică, la voi am primit un cuvânt prin prorocie că mă vindecă Domnul. Și zice, ce, ce ai făcut? Urmă? Zice, următor lucru, m-am dus la vrăjitoare să văd dacă e adevărat. Că păi dacă Domnul ți-a vorbit că te vindecă. Dragii mei, se întâmplă. Sunt oameni care cred în horoscop, sunt oameni care crești în fiind, știind că este dat omului să moară o singură dată, ei cred în reîncarnare. Mă întreba cineva dată oare ce ai fost în viața anterioară? Îți zic eu ce am fost, n-am fost. Asta e singura viață care mi-a dat-o Dumnezeu, să-L aleg pe El, să trăiesc pentru El, amin? Și Biblia spune că după aceea vine judecata. Dragul meu, provocarea este, haideți să nu naștem lucruri înainte de vreme. Avram s-a grăbit, n-a mai avut răbdare și a născut ceva ce după aceea i-a părut rău. A cerut înaintea lui Dumnezeu, Doamne, să fie bine binecuvântat, mai lasă și tu cum a căzut. Cum zice românul, nu mai schimba. Și Domnul zice, nu, planul meu este Isaac. Planul meu este Isaac. Cred că pentru toți este o bătălie care trebuie să o câștigăm. Să nu mai naștem din eforturi personale lucruri de care după aia să ne pară rău. Te-ai băgat într-un business, când ai simțit că nu e ok, ai pierdut banii, acum plătești credit, că trebuie să plătești la creditori înapoi. Ai intrat într-o relație, parcă ai avut o strângere de inimă, parcă așa un, un gând s-a venit mănui pentru tine și totuși ai forțat. Și acum plângi și îți pare rău. Te-ai dus să faci una și alta și acum îți pare rău. Dumnezeu te iartă și Dumnezeu ne iartă că e un Dumnezeu iertător. Dar nu trebuie să repetăm greșelile noastre la nesfârșit. Amin? Îmi spunea odată un tânăr din București, zice, băi, sincer, m-am dus și am făcut de curiozitate lucrul ăsta, am tras și o dată. Apoi a doua oră, a treia oră. Și acum am ajuns la disperare. Am 41 de kilograme, doctorii mi-au zis că nu mai am nicio șansă să trăiesc. Am luat și SIDA, am luat și sifilis, și îmi pare rău. Dar de ce? Pentru că am fost curios. Și știi, e o vorbă prin români. Curios și mor repede. Și știi ce am făcut? Ne-am rugat cu tânărul ăla și Dumnezeu s-a atins de viața lui. Și Dumnezeu i-a restaurat viața. Și s-a lăsat și de droguri. Și Dumnezeu l-a vindecat și de Sida și de sifilis. a venit cu rezultatele la biserică și ne-a arătat: Oameni buni, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e vrednic, Dumnezeu e bun, dacă ne întoarcem la El cu credință și dacă ne întoarcem cu pocăință, El ne iartă. Domnul nu vrea să rămâi apăsat, nu vrea să rămâi în regrete, în valea regretelor, în filmul regretelor și să regres. Oai ce rău, îmi pare că am făcut decizia asta. Fă ceva și schimbă viața ta. Întoarce-te la Dumnezeu. Nu există credință fără pocăință. Luava mi-a părut rău, dar n-am mai avut ce să facă. Însă, Dumnezeu a avut din nou milă de el. Dar a mai fost un lucru și o care vreau să vorbesc în dimineața aceasta și după aia aș vrea să trecem la partea de aplicație. Avram, în timpul foametei, s-a coborât în Egipt. Dumnezeu nu i-a zis să se coboare. S-a coborât în Egipt. Și Egiptul știți ce simbolizează în Biblie, nu? Scuze. Egiptul simbolizează casa robiei. Biblia spune, prin osu tu ne scos din casa robiei. Egiptul simbolizează păcatul. Dragul meu, s-ar putea să fii tentat. Că atunci când ești ispitit să te cobori din nou în Egipt, să te cobori în casa robiei. Știi ce s-a întâmplat în casa robiei? Avram a fost forțat de împrejurări să mintă. Nu este nevastă mea, e sora mea. În casa robiei, Sara a fost pusă în pericol, soția lui. În casa robiei erau să fie omorâți, dar Dumnezeu în mila lui i-a scos din nou, i-a dat un vis lui Faraon și i-a scos din nou de acolo și i-a mântuit. Dragul meu, nu te mai coborâ în casa păcatului. Nu te mai cobori în lucrurile vechi, nu te mai uita la lumea veche, nu te mai uita la lumea din spate. Te rog frumos, Dumnezeu ți-a avut o chemare pentru lucrurile noi, o făptură nouă, El vrea un viitor și o nădejde pentru tine. Sunt atât de mulți oameni care din când în când deschid dușa trecutului și pescuiesc în regretele trecutului. Ah, ce rău era, ah, ce bine era, ah, ce rău, ah. Dumnezeu nu vrea să regres la nesfârșit dacă ți-ai cerut iertare. El te-a iertat, mergi mai departe. Nu faci aceeași greșeală ca și Avram. Care sunt lecțiile de aici învățate? Ai grijă să nu te oprești la jumătate, pentru că Dumnezeu vrea să mergi până la capăt. Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea, mi-am urmat chemarea. Dumnezeu nu vrea, zice că Dumnezeu nu-i plac oamenii care pun mâna pe juc și după aia se uită în spate, înapoi. Băi, oare am făcut bine, n-am făcut bine. Ai grijă să nu te oprești la jumătate. A doua lecție învățată este ai grijă pe cine e cu tine. Asocierile contează, dragii mei, în business, în viață, în relații, în familie, asocierile contează. Și mai mult, nu uita că în noi este o fire pământească, că eu îi zic lot, la care trebuie să renunțăm de fiecare dată ca să punem mâna pe promisiunile lui Dumnezeu. Ai grijă ce naște. Deciziile zilnice nasc realități cu care trebuie să trăim. Ai zis o vorbă trebuie să naști cu aia. A, voi ce rău îmi pare, trebuie patru ore să repari. Vă, nu vi s-a întâmplat, de mie mi s-a întâmplat. Ai făcut o promisiune pripită, după aia n-ai știu cum să-ți înapoi, că ți-ai dat seama că nu o să reușești să te duci la standardul și la lucrurile la capăt pe care le-ai promis. Și n-ai știut cum să faci. Dintr-o promisiune pripită ai ajuns la o minciunică, după aia la jumătate de adevăr și după aia ai întors -o și să uită la latinești. Auzi, vă lasă o baltă. Nu ești om. Pentru că te-ai pripit. Ai grijă ce naști. Ce faci acum? Te întreb, naște visul lui Dumnezeu? Sau ești preocupat cu propria fericire? Și ai grijă unde te cobori. Unde mergi contează. Unde locuiești, cu cine locuiești. De asta, dragii mei, e important cu cine ne însoțim pe drum. E important cu cine te însoțești. Nu te duce, nu te minți singur, nu te păcăli singur. Dacă o să mergi, zice Biblia că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Eu am cunoscut oameni foarte dedicați la Dumnezeu, foarte fain. Mai tari ca mine în credință, mai buni în scripturi, mai buni în toate. Și au început să aibă anturaje nepotrivite și ușor, ușor s-au coborât din nou în casa robiei, în Egipt, în păcat. Ce este de făcut și ce ne îndeamnă Biblia? Pentru că Biblia nu te cheamă să te oprești la jumate de drum. Biblia spune așa și vreau să citesc Luca 9, 23 cu 24. Apoi Isus a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă orice cine va voi să scape viața, o va pierde. Dar orice cine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Filipen 2 cu Astfel, dar prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultător duceți până la capăt mântuirea voastră. Dumnezeu nu vrea să o duci jumătate de drum și după aia să te scufunzi. Atât a fost. End of movie. Sfârșit. Conieț. Conieț, nu, Dumnezeu vrea să mergem până la capăt. Spune aici, duceți-vă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Iată că-L avem pe un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu care ne dă resurse, ne-a dat puterea Duhului Sfânt, ne-a dat darurile Duhului Sfânt, ne dă ajutorul Lui invizibil, Îngerul Lui lucrează pentru noi. De ce? Ca noi să mergem până la capăt. Nu să ne oprim la jumătate de drum. Credința, dragii mei, nu există credință de duminică. Dumnezeu nu lucrează cu credință din asta de două zile, de weekend. Dumnezeu vrea să lucreze cu credință zilnică. Amin? Pentru că Biblia spune: Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică. E fain că ai crezut ieri. Eu vreau să te întreb, astăzi mai crezi? Credința ta trebuie să fie tot timpul updatată. Ai văzut cum dai la telefon? Update, update. Cred și azi, Doamne Iisuse. Cred și azi în tine. Cred și azi promisiunile tale. Mă din nou în tine. Biblia spune despre David că atunci când a fost amenințat de prietenii lui, când ciclacul a căzut, cetatea aceea, copiii, soții, toate au fost luate, zice că s-a întărit în Domnul. David era odată întărit în Domnul, dar în ziua aia zice că o mare întristare a venit peste el și n-a lăsat această întristare să-l domine. El n-a lăsat această emoție să-l domine. Prea mulți dintre noi trăim în această arie a emoțiilor, când sus, când jos. Am chef, n-am chef. Vreau, nu vreau. Dragul meu, Dumnezeu nu te-a chemat să trăiești în sfera emoțiilor. Emoțiile sunt bune dacă le supui conducerii Duhului Sfânt, dacă le supui stăpânirii lui Dumnezeu. Altfel provoacă naufragii emoțiile. Dacă le lași la volanul vieții tale, te vor duce direct în gard, pentru că azi ai chef, mâine n-ai David s-a întărit în Domnul. David a mers până la capăt pe mâna lui Dumnezeu. Chiar dacă și el a avut o deviere și a căzut atunci în curvie cu Baceba, s-a pocăit și Biblia menționează că până la capăt el a fost un om după inima lui Dumnezeu. Știți ce mă încurajează și ce mi-a plăcut la Biblie când m-am pocăit în urmă cu 30 de ani? Când am deschis Biblia și am citit de oameni care au curvit, de oameni care au bătut, de oameni care au omorât, de oameni care au mințit, am zis, Doamne, este nădejde și pentru mine. Biblia e o carte adevărată, pentru că dacă nu era adevărată, ascundea toate lucrurile astea. Vedeți că istoria e scrisă de cei care fac istoria, corect? Uitați-vă în cărțile împăraților romani, sunt numai lucruri frumoase despre ei. De ce? Pentru că ei le-au scris. E, Biblia nu spune asta. Biblia spune și părțile bune ale unui om și părțile rele. Pentru că Dumnezeu nu se ascunde. Dumnezeu ne cere transparență. Dragul meu, în dimineața asta ești chemat să mergi în anturajul sfinților. Și primul sfânt lângă care trebuie să mergi este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia! Îmi place spune Scriptura aici în 2 Corinteni 6 cu 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și depărtați de vă de vădei, zice Domnul. Nu vă atingeți de deci ce este necurat și vă voi primi. Dăm și următorul verset. Citim împreună, biserică dragă, eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel puternic. Dar când? Când noi ne vom separa, când noi vom urma chemarea Lui. Dumnezeu nu e un habotnic sau un tiran din ăsta care ne dă niște porunci să le ținem doar ca să ne chinuim. El își dorește să fim ca El, să luăm din natura Lui, Amen. Fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Cu alte cuvinte, maturizați-vă, oameni buni. Nu vă mai comportați, uiți vă el are 45 de ani sau 55 de ani, de el se comportă ca la 16 ani. Omul ăla nu s-a maturizat nici emoțional, nici spiritual. Fiți sfinți, fiți maturi în credință, fiți copți, cu alte cuvinte, spune Scriptura acolo. De asta nu te opri la jumătate. Încă o dată, ai grijă pe cine car după tine și cu cine te asociezi. Lot, firea pământească te poate atrage și te trage mult înapoi din planul lui Dumnezeu. Crede-mă, îs lucruri din viața mea care au trebuit să moară. Îs vise din viața mea care au trebuit să moară ca să trăiesc, să ajung în punctul ăsta. Și cred că și tu ai visele tale. Dar crede-mă, visul tău comparat cu visul lui Dumnezeu e prea mic. Spunea cineva, păi lui Dumnezeu îi pasă de visul meu. El trebuie să mă împlinească visul că mă iubește. Dă-mi voie să spun ceva, dragul meu, Dumnezeu te iubește atât de mult încât vede finalul visului tău că nu-i bun pentru tine și de asta vrea să împlinească visul lui în viața ta. Eu m-am pogorât din cer să fac nu voia mea, nu visul meu, ci voia celui ce m-a trimis. Visul nostru câteodată e patetic și dacă te uiți la final, beneficiază două, trei persoane, tu cățelul și purșelul tău. Dar visul lui Dumnezeu implică națiuni. Visul lui Dumnezeu implică vecinii tăi. Visul lui Dumnezeu Parim, dai -te rog apa. implică și pe alții, nu doar pe tine. Visele noastre de obicei sunt și autentă egoistă. Cum spunea Dielmudi, omul care mă oprește cel mai mult din alergarea mea spre Dumnezeu e Dielmudi. Să știți că de multe ori eu mi-am dat mai multe probleme decât alții. Procesele mele de conștiință, mentalitatea mea, tiparele mele de gândire m-au oprit din a merge și a alerga după Dumnezeu cu o inimă hotărâtă. Dumnezeu nu vrea să alergi după El cu o inimă pe jumătate. El vrea să mergi cu o inimă hotărâtă. Apostolul Iacov spune în epistola lui că cel cu inima nehotărâtă e ca valul mării. Nu te poți bizui nimic, pur mișcătoare. Dacă nu ești un om hotărât, e gata. Mi-aduc o aminte că m-am dus acasă și aveam o poză cu Adina. Eram îndrăgostit de ea maxim. Și m-am dus la taică și la maică mea, le-am pus poza la oglindă și mama să uită ea cu moldovean, și mama. și... Zic, uitați-vă bine la ea că asta va fi soția mea. Nu-mi pasă dacă vă place, nu-mi pasă nu știu ce credeți, nu-mi pasă ce credeți, asta este soția mea. Dar mama, ca să regleze situația, că eu deja mă carismatizasem acolo, Știți, le predicam puțin despre Adina. Și mamă, dacă tu ești hotărât, cum vrei tu, noi nu ne putem băga. Când ai o inimă hotărâtă, Dumnezeu e cu tine. Dragul meu, mă rog să ai o inimă hotărâtă pentru Sfințenie în dimineața asta. Și mă rog să ai o inimă hotărâtă pentru chemarea lui Dumnezeu. M-am hotărât să-L urmăz pe Iisus. Mi-aduc aminte, uh... Că spuneau mulți din oamenii care au hotărât să se întoarcă la Hristos. Am vorbit odată cu un băiat Daniel care s-a pocăit în închisoare. Zice, băi, am văzut mărturia, am auzit cântecele și Dumnezeu mi-a atins inima, am căzut în celul mea și mi-am predat viața Domnului. La eliberare, când m-am întâlnit, m-a strâns atât de tare, oameni buni, era imens, am crezut că îmi esc toate oasele din mine. Și el zice, stai liniștit că n-ai să mor și eu zic, serios. Te iubesc, frate, zic, te rog, de drumul. Zic, predic în dimineața, te rog, de într nu mai pot. Ata mă strânsese de, ta, de -a, te iubesc, frate, Sani, da, te iubesc. Și m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Zice, știi ce s-a întâmplat a doua zi după ce în celula mea am căzut în genunchi și l-am primit pe Domnul? Nu! Mi-au oferit ăștia cea mai tare combinație din închisoare. Și atunci am zis, ăsta e firea pământească, ăsta e lotul meu care trebuie să-L dau la o parte. Eu m-am hotărât să-L urmez pe Isus. Acum el este eliberat, și știți ce? Minuna mare este că el lucrează acum cu infractorii, lucrează cu interlopi. Este printre singurii oameni care intră în cartele de interlop în București, unde nici poliția câteodată nu are curaj. El intră în papuci, în pantalon scurs, merge cu Biblia și le vorbește și toți îl primesc. Mai vino și mai spune-ne despre Isus. Dragul meu, fi hotărât. Spuneam că e important să nu te oprești la jumătate de drum, Biblia te cheamă să mergi până la capăt. Spuneam că e important să crucifici firea și să o lepezi să nu lași mentalitățile trecute sau ce ai învățat tu în trecutul tău sau din familia ta sau din mentalități ardelenești. O să vorbesc o dată despre asta, moldovenești și oltenești, care ne opresc din mersul la Dumnezeu. Vă spun doar câteva. Lasă-mă că bine a fi. Dă-mi voi să spun că nu a să fie bine dacă tu nu le faci bine. Mă lasă că timpul le vindecă pe tete, măsani. Timpul nu vindecă, Dumnezeu vindecă. Îmi spunea un frate pe aici până ardeal, când mă vede așa, ce bă, tu ești ori moldovean, ori ortean, ori ambele, zice, că prea... Zice, mă, stai mă în molco, că nu schimbi tu țara asta, mă. Știți ce am zis? Vă spun sincer, am plecat și am zis, curentează-l, Doamne. de... Stai să vă spun ce înseamnă. Spunea odată Derek prinț că foarte mulți creștini sunt cu Dumnezeu în foc și foarte mulți sunt reci, dar mai sunt și unii care sunt indecisi, sunt pe gard. Și ne din când în când ne rugăm, curentează, Doamne, gardul să se dea jos de acolo, să devină hotărâs pentru tine, amin? Dragul meu, e bine să fii molcom și e bine să fii liniștit când ai decizii, dar câteodată trebuie să ataci. Nu poți să lași pe cel rău, cum spunea Vali, să ți distrugă diavolul copiii și familia și tu să zici, eu mi de ardelean. Nu, tată, când vine cel rău, ridică mâna și proclamă cuvântul lui Dumnezeu, luptă-te cu el pentru familia ta, zbate-te, fă ceva, roagă-te, postește, strigă înaintea lui Dumnezeu, fă-ți partea! Strigă către Domnul! Că El te va auzi. Ai grijă la ce naști, îmi place așa de mult de Maria, pentru că Maria a născut visul lui Dumnezeu. Ea a fost o femeie curată, spune Scriptura, că era o femeie pusă deoparte din neam levitic. Și a venit Îngerul Domnului Lea și a zis, Maria, Dumnezeu are un vis. Ești gata să naști visul lui Dumnezeu? Doamne, facă-mi se după cuvintele tale. Vrei să naști visele tale sau visele lui Dumnezeu? Vrei să naști niște vise din eforturi personale de care după aceea o să, ave, să fie o factură de plătit? Sau vrei să naști visul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu are un vis pentru fiecare dintre noi în dimineața asta. Dragul meu, ultimul punct era ai grijă unde pleci și cu cine mergi. Și nu te mai cobor în Egipt, pentru că tu ai deja un loc la masă. Biblia spune în Roman, capitolul 8, cu 15, unul din versetele mele preferate. Vă aduceți aminte că spune Scriptura că El ne-a scos din casa robiei, din casa păcatului. Și ce se spune acolo în Roman cu 15? Hai să-l citim împreună. Și voi n-ați primit un duh de robie. Wow! Ca să mai aveți frică ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Vezi, planul lui Dumnezeu nu este să te cobori din nou în casa robiei. Planul lui Dumnezeu este să stai la masă și când ai de necaz, ai un tată ceresc la care poți să strigi. Ava. Vă spun sincer, mentalitatea de orfan, eu am fost orfan în mentalitate și vă spun, 90% din români au mentalitate de orfan. Noi suntem o țară de orfani, credeți-mă. Este un Duh de orfan și probabil cu dățile viitoare când o să predic, o să vorbesc despre diferența dintre Duhul de orfan și Duhul de înfiere. Dar vă spun doar câteva, Duhul de orfan întotdeauna e în competiție cu vecinul lui. Duhul de orfan întotdeauna e în comparație. Ia, ia, cu ce sunt călțat astăzi la biserică? Și Duhul de orfan e tot timpul în țărare. El nu poate să stea pe ultimul rând, nu poate să stea la ligian și la prosopil, vrea să ajungă la... Pentru că el crede că are ceva de spus. Și atât timp cât tu crezi că ai ceva de spus, Dumnezeu tace. Dar când vii și spui, Doamne, vorbește, că n-am nimic de spus, atunci Dumnezeu vorbește. Dragul meu, Dumnezeu nu ne vrea în casa robiei, nu ne mai vrea în păcat, El ne vrea în acest duh de înfiere, ne-a așezat la masă și noi putem să strigăm Tată! Amin? Știți că una din mentalitățile de orfan, am întâlnit mulți orfani, și orfani în case de orfani, mâncau un biscuicior și ascundeau firmiturile sub pernă să nu le fure cineva să le aibă dimineața. Orfanul trebuie să se descurce în viață, pe când fiul are un tată care îi poartă de grijă. Vreau să te întreb, te-ai coborât și tu în casa robiei, în casa orfanilor din nou? Sau ești în casa fiilor și fiicelor lui Dumnezeu? În dimineața asta vreau să-ți dau o veste bună. Ajutor ne este Dumnezeu. Noi nu suntem singuri. El nu vrea să facem lucrurile doar de mântuială, cum se spune pe la noi. Da, doar așa, pușa, pușa, pușa. Nu vrea să facem lucrurile până la jumătate, ci vrea să mergem până la capăt. El vrea să mergem în anturajul Sfinților, vrea să crucificăm firea și să urmăm planul lui Dumnezeu, să naștem promisiunile lui Dumnezeu, Și Domnul vrea să rămânem la masă, la masa fiilor care strigă întotdeauna Ava, adică Tată. Cea mai mare descoperire a mea despre Dumnezeu, eu venind dintr-un context și background ortodox, dacă la care aveam toți sfinții la gât, numai pe Hristos nu-l aveam, în rest aveam pe toți. După aceea am ajuns în Oltenia, unde am acolo am avut contact cu, cu, lumea ocultă și cu vrăjitoriile și cu vrăjile. Cea mai mare descoperire a mea, când m-am întors la Hristos, a fost că Dumnezeu mi a tată. Și că nu i o tată, un tată cu o bută de baseball în mână, care să mă lovească de câte ori greșesc. Mi-l imaginam așa ca pe un Dumnezeu cu fulgere din alea ca în poveștile grecești. Cum păcătuiești? Mai prins! Și știți ce am realizat? Că el e un tată cu brațele deschise, care mă așteaptă acasă. Un tată bun, care mă vede, care mă iubește, care îmi spune vino și stai la masă, care mi-a dat haina cea mai bună, mi-a dat tinelul cel mai bun, mi-a dat încălțămintea cea mai bună, care mi-a dat viață, care mi-a dat Duhul Lui cel Sfânt. Nu mi-a dat un alt Duh. Putea să zică, bă, pentru Sani Trancă, că a fost un mizerabil, dați-i un înger de ăsta de mâna a doua. Nu, Dumnezeu nu face așa ceva. La toți de aici, Dumnezeu vrea să ne dea cei mai buni. Ne dă Duhul Lui cel Sfânt. Și aș vrea să vă citesc trei versete de final prin care vrem să ne încurajăm, pentru că întrebarea ta este Doamne, oare cum o să reușesc să duc lucrurile până la capăt că n-am putere. Spui adevărat că n-ai putere, dar el are putere. Când eu nu mai pot, el încă poate. Când eu nu mai pot, el încă poate. Când eu sunt lovit și zdrobit de toate, Dumnezeu e tăria mea. Spune Scriptura în FSM 3 cu 20, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi. Dragul meu, ești conștient că în dimineața asta o putere lucrează în tine? Ești conștientă că puterea Lui lucrează în tine? El poate să facă, citim împreună, nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Cu alte cuvinte, dacă am vrea să naștem visele noastre, ar fi prea mici și prea nesemnificative. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim. E dincolo de logica umană. Ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Biblia spune, ochiul nu le-a văzut, mintea nu s-a suit să le înțeleagă. Dumnezeu are lucruri extraordinare. Filipeni 1,6 Sunt încredințat ca acela care a început o bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeniu 1,6 Sunt încredințat. Eu cred că acest Dumnezeu care mi-a făcut chemarea să mă separ de lume, mi-a dat și puterea și abilitatea și mă va ține. El lucrează în mine. Și Biblia spune că Domnul Hristos le-a zis, mergeți, eu voi fi cu voi până la sfârșit până la sfârșit. Roman 15 cu 13, ultimul verset de astăzi. Dumnezeul nădejdii. Wow, cum îl prezintă Biblia, îl iubesc pe tata. El nu e Dumnezeu terorii și al ororii. Nu e Dumnezeu fricii, nu e Dumnezeu panicii. El e Dumnezeul nădejdii. Să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă cine? Credința. Wow, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dragul meu, vezi ce plan minunat are Domnul pentru tine? Dumnezeul nădejdii să te umple. În dimineața asta, mă rog, chiar această rugăciune, Tată Ceresc, umple de toată nădejdea, de toată bucuria și toată pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tari în nădejde. Haideți să citim împreună și în timp ce ne ridicăm, Dumnezeul nădejdii să vă umple pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți stari în nădejde. Mai citim o dată: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți stari în nădejde. Dragul meu, Avram a avut niște devieri. Însă partea a doua din această predică e și mai frumoasă. Până la urmă, Avram a mers până la capăt. L-a născut pe Isaac. Nu numai că l-a născut, dar a adus jertfă. Și Dumnezeu a văzut în el un om al credinței. Și Biblia spune, Avram a crezut pe Dumnezeu. Și asta i-a fost socotită ca neprihănire. Îl crezi tu pe Dumnezeu în dimineața asta? Crezi că are planuri bune pentru viața ta? Crezi că are un viitor și o nădejde? Crezi că bunătățile Domnului s-au înnoit în dimineața asta? Haideți să cântăm acest cântec. Doamne, Tu ești bun, căci în veac ține îndurarea. Doar refrenul ăsta și după aceea o să ne întoarcem la primul cântec care l-a cântat. Bine?